Delia Barbu și vă invit să urmăriți un nou episod din seria de podcasturi Discover Timiș, realizate de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului în județul Timiș. Îl avem astăzi invitat pe domnul Costel Medelian, primar al Comunei Tomești, o destinație timișană ce se bucură de un număr impresionant de atracții turistice. Dintre acestea, doar câteva pot fi menționate și au deja un renume și mă refer la Peștera Românești, la Mănăstirea Izvorului Miron, la Biserica de Lemn. Însă, alături de acestea, Comuna Tomești este foarte bine cunoscută pentru cel puțin două evenimente culturale de anvergură, evenimente care sunt la fel de longevive și este vorba de concertul din Peștera Românești și de Nedea Românilor de Pretutindeni. Despre acestea din urmă vom vorbi astăzi cu domnul Medelian. Bună ziua, domnule primar, și bine ați venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Spuneți-ne despre Nedeie, când va avea loc, unde și cum se va desfășura? Da, avem câteva evenimente de anvergură pe Comuna Tomești pentru turismul timișan și nu numai, pentru că noi fiind la limita județelor Timiș, Hunedoara, Caraș-Severin și putem spune că suntem în apropiere și de județul Arad, pentru că Făgetul ne desparte, deci este pentru o regiune. Avem acest festival Nedea Românilor de Pretutindeni, noi spunem pe Văile Begăi, este la a 48-a ediție, deci are ceva tradiție. Anul acesta va fi într-o altă locație, în Valea Pustinii, după partea cadastrală, care aparține de localitatea Românești, dar toată lumea, mai ales după evenimentul care a avut loc acum în Fărășești, noi pentru promovare știu unde să vină turiștii și participanții, am denumit-o Valea Fărășeștiului. De fapt, și trece un pârâiaș care trece prin Fărășești și străbate acest teren, această luncă, că de fapt este o vale, o luncă, un teren care noi din pustiu vrem să-l animăm, să-i dăm viață. Am pregătit, am luat hotărârea, de fapt ne-am tot gândit și tot am propus-o, dar cu două luni în urmă am luat hotărârea în cadrul administrației locale, gata, nu mai trebuie să o mutăm și atunci toate forțele noastre au fost pentru acest obiectiv. Am pus pe hârtie toate neajunsurile care au fost până acum la organizarea evenimentului la Valea lui Liman. Care sunt aceste neajunsuri? Ce a fost cel mai greu? Cel mai greu a fost cu partea de electricitate pentru agenții economici, pentru partea de scenă. Tot timpul aveam probleme, săreau siguranțele, nu făcea față punctul de transformare de acolo. Și acum am gândit o rețea electrică care am făcut-o nouă ca să deservească cerințelor noastre. Noi sperăm că am prevăzut totul, dar până nu avem prima ediție, nu ne putem da seama. Prima ediție, formula actuală. Când va avea loc? Va avea loc în 6 și 7 august. În 6 sâmbătă va fi o seară pentru tineret. Va fi mai mult pentru tineri, pentru copii, pentru acum și noi ne putem considera tineri, absolut, o să participăm și noi. Iar duminică, cu începere de la ora 11, va fi partea de folclor, dansuri populare, tradiții, care va începe la ora 11 și noi estimăm până la ora 15. Vom avea câteva nume sonore ale muzicii populare bănățene, invitați, avem o formație de dansuri populare Doina Bihorului din Ungaria, care noi suntem înfrățiți chiar acum, săptămâna trecută,
am încheiat a 13-a ediție a taberei de dansuri la Valea lui Liman, copii din cu rădăcini românești din Ungaria învață tradițiile, dansul și cântecul popular românesc, nu numai bănățean, românesc. Ei peste tot pe unde merg în Europa reprezintă dansul și portul popular românesc cu un coregraf din Timișoara care îi învață. Suntem în febra pregătirilor acum. În prima fază am vrut să închiriem o scenă mobilă, dar am luat hotărârea să construim noia noastră și va rămâne pe veci acolo și în prima fază anul ăsta va fi partea de platformă și la anul viitor o dezvoltăm. Pentru că ați menționat de această tabără de dansuri, spuneți-mi, sunt din punctul de vedere al comunei, a ceea ce fac oamenii și cum interacționează, sunt importante astfel de evenimente, pe lângă faptul că acești copii învață, iată, această parte a tradițiilor. Cum este foarte, se dezvoltă comunitatea? Cum beneficiază comunitatea în urma acestor... Partea de, în primul și în primul rând, este partea de socializare, de... pentru că de multe ori avem o imagine deformată asupra unor lucruri, dar interacționând cu cetățenii, cu oamenii de dincolo, din Ungaria, care vin, stau 10 zile aici, deja s-o legat, este mai mult decât o parte formală. Am început să ne cunoaștem. Noi mergem la câteva evenimente a lor, am mers cu toate categoriile, am dus de-a lungul timpului din toate categoriile sociale din Comuna Tomești, în Ungaria. Au festivalul obiceiurilor de nuntă. Acum, în 3 septembrie, suntem invitați la festival gastronomic, care participăm și noi. Și de fiecare dată suntem bine primiți acolo și reciproc noi din coace. Practic se nasc și alte idei din aceste colaborări. De fiecare dată cumva dezvoltați. Sigur că dezvoltați. Da, de fiecare dată încercăm să aducem un plus valoare de fiecare dată și să, tipic bănățean, să ne inspirăm, să furăm câte ceva din fiecare parte și să punem în aplicare la noi. Întorcându-ne la NDE, spuneți-mi de ce este importantă NDE-a pentru Tomești? Ce reprezintă ea prin tradiția pe care o are de atât de multe ediții și... care este beneficiul comunității în urma evenimentului? Care este frumusețea acestui festival? Frumusețea este, toată lumea așteaptă festivalul, să vină festivalul. Este partea de interacțiune, de socializare. Este mai mult decât acea rugă care o știm noi în satele bănățene, în care abia apuci să mergi la rugă, să te întâlnești cu neamurile, cu familia. Nu, aici este mai mult. Plus că este partea de interpreți, partea de... acum trebuie să spunem că este și o chestie a noastră românească, partea de, chiar acum am fost sâmbătă, duminică la Berzeasca, acolo am văzut, cam același tip, oamenii sunt entuziasmați și după, fiind o tradiție, parcă te chinui, nu chinuit, dar parcă vrei întotdeauna să te nu te lași mai, da, să te străduiești, să ridici standardul mai sus și totuși vă dați seama ce o povară este pe umării noștri când ne gândim a 48-a ediție. S-a schimbat structura festivalului de-a lungul anilor? Referindu-ne la participanți. Da, s-a schimbat. Acum eu am prins și vremurile dinainte de 89 când erau un gen de tezaur folcloric. Toți artiștii consacrați și care erau cei mai de renume concertau la NDE, pe scena de la Valea lui Liman. Acum se mai învârte aceste elemente și în jurul economicului. Asta vreau să vă întreb. Ce ar însemna sau de ce este nevoie ca el să redevină ce a fost? Pentru că oamenii, evident, au așteptări și ar fi foarte încântați. Da, unul dintre aspecte va fi probabil de la anul viitor partea de organizare. Cred că vom gândi altfel formatului de organizare. Ne confruntăm în ultimii ani cu această căldură care este în timpul amiezii. Noi vom din acea vale, valea pustinului, cum îi spune. Da, vrem să facem o vale a castanilor și a nucilor. Vrem să plantăm acolo castani, nuci, să ofere umbră, să
de fapt, acea vale noi o gândim mai mult decât pentru acest eveniment, să poată să deservească și altor evenimente, nu numai pentru strict pentru o zi, două, când e în ideea românilor de pretutindeni. De exemplu, aveam o discuție acum vreo 2 ani cu domnul director Gârboni vis-a-vis de concertul de la Peșteră la Românești. Zicea, într-adevăr, când a fost o ediție aniversară, au fost două concerte în aceeași zi și de fiecare dată a fost scena Peștera plină. Zicea, trebuie să gândim să facem cu o ediție de proiectare de undeva pe deal. Fiind acolo în proximitatea Peșterii, putem spune în gura Peșterii, putem utiliza toată infrastructura dorință de acolo. Pentru că ați menționat deja concertul din Peștera Românești, anul acesta va avea loc și când anume? De regulă este ultima duminică sau penultima duminică din luna octombrie. De fiecare dată noi sperăm să reușim să fie, să numai că ultimul a fost pe situații de pandemie, am fost doar noi și... Cum va influența din punctul dumneavoastră de vedere anul 2023 evenimentele culturale din comună? Pentru că, repet, aceste două evenimente sunt de anvergură, au deja o notorietate, mă refer și la concert și la festival. Cum le vedeți pentru anul viitor? Eu pentru anul viitor le văd undeva la maximum lor, pentru că suntem la o aruncătură de băț, la o oră de Timișoara, Timișoara capitală culturală europeană, și nu numai concertul din Peșteră și în ideea românilor, vom vrea să creăm o alternativă acolo și pentru tineri și pentru timișoreni, dar asta rămâne pe viitor, să dezvoltăm pentru partea de turism mai mult decât, pentru că avem totul virgin acolo și putem gândi acum mai în ansamblu, pe termen lung, să dezvoltăm ceva acolo. Avem Transluncaniu, Biserica de Lemn, Monument Istoric de la Românești. Sperăm, anul viitor este termenul limită, 31 decembrie, trebuie să finalizăm restaurarea ei. Și vorbim de Țara Făgetului, vorbim fiind în centrul zonei montane, infrastructura rutieră fiind acum la standarde europene, imediat ai ajuns în Pietroasa, în Fărășești, în Gladna, Zolt, Fârdea, la Nădrag. Dumneavoastră locuiți acolo, în Tomești, și cunoașteți lucrurile așa, dinăuntru loc. Dacă ați fi timișorean și știind lucrurile acestea și ați vrea să enumerați 3 motive pentru care ai vizita Tomeștiul, care ar fi acestea? Poate o să vă surprind. Eu le spun mult la consătenii mei. Nu își dau seama cât suntem de binecuvântați de Dumnezeu cu aerul curat și apa curată care o avem acolo. Deci ăsta ar fi unul dintre obiective. După aia avem partea turistică, cum am enumerat Transluncaniu, peisajele, vârful Padeș, se folosește văd că se practică foarte mult turismul cu bicicletele. Și avem și partea de turism monahal, cele două mănăstiri, Luncani de Sus și Mănăstirea Izvorului Miron de la Românești, la Balta Caldă, cum cunoaștem noi. Și ce ați recomanda, dacă ar fi să faceți un traseu pentru cineva care vine timp de o zi la Tomești, recomandați-mi un traseu. Unde pot să-mi las mașina și ce pot să fac timp de o zi? Unde pot să mănânc și ce pot să văd din punctul meu de vedere? Eu din punctul meu de vedere m-aș urca pe autostradă la Timișoara și coborâ la Margina. De la Margina aș intra la Mănăstire la Românești, aș vizita acolo, aș continua spre Peștera de la Românești, pe dealurile de acolo am priveliștea tot ce înseamnă Românești, Curtea, Coșava, se vede până la Margina. Aș continua spre Tomești. În Tomești, la ieșire din Tomești, avem un traseu de Via Ferata, cred că este unicul din județul Timiș, unde văd că sunt foarte mulți utilizatori care vin și se urcă pe acest traseu, Cornului Liman.
Avem pensiunea de la Valea lui Liman, unde se poate mânca foarte bine, este și un strand. Continuăm, dar nu știu dacă e suficient o zi. Așa că pot să rămână să doarmă la Valea la Liman, Valea dacă lui au Liman, loc, da? Da. Dacă nu, la Luncani sunt două pensiuni, așa la e. Standarde ridicate, păstrăvării. Dacă mai apucă să urce pe Trans-Luncani și întoarcerea prin Luncani de sus, Zolt, Fârdea, Traian Vuia la autostradă. Și într-un moment așa de sinceritate, ce ați spune că lipsește în momentul ăsta din punct de vedere al turismului în Tomești? Partea de piste de biciclete pe lângă drumul județean, dar din ce știu, proiectul este depus pe Anghel Saligny și este prevăzut cu piste de biciclete de la Coșava până în Rușchița, Caraș-Severin. Cred că ar trebui mai multe locuri de cazare și cam asta văd că se confruntă. Partea de cazare, masă, nu, cel puțin pentru este. Weekend nu fac față pensiunile respective. Deși este acoperită, e o comună acoperită din punctul acesta sigur. De vedere al infrastructurii, dar într-adevăr, încă în mai weekend-uri este cerință da. Mare. Ce vă doriți pentru anul viitor? Pentru că mă întorc la 2023, nu neapărat din punctul de vedere al evenimentelor culturale, dar și din punct de vedere turistic. Aveți ceva planuri? Din punct de vedere turistic, vreau să duc spre final proiectul de pe Valea Pustinului, de la Valea Fărășeștiului, am început acolo. Mai avem o cerință, că asta este tot la un minus pe Comuna Tomești, să creez un loc de campare în zona Luncani, pe Trans-Luncani. E o idee foarte bună, pentru că e într-adevăr da, acum, un turist de nișă. Da, chiar căutat. Acum în ședința de Consiliu Local din luna aceasta voi aduce în dezbatere Consiliul Local pentru identificarea unui teren să creăm un spațiu de campare. Foarte, foarte bună idee. Spuneți-mi, legat de turism și de aceste activități, de faptul că o comunitate poate beneficia și din punct de vedere economic de pe urma turiștilor, ce spun oamenii cu care discutați din satele aparținătoare? Ce părere au? Înțeleg cât e de important să atrageți un număr mare de turiști în zonă și de ce înțeleg asta? Știți cum e? Sunt și plusuri și minusuri. Așa e, ca peste tot, ca peste unde se tot. Face turism. Dar din punctul meu de vedere sunt mai mult plusuri. Au crescut prețurile terenurilor, caselor. Satele nu mai sunt satele să fie tot a patra, a cincea casă, să fie nelocuită, neîntreținută. Deja s-a schimbat puțin atmosfera, s-a dat viață, s-au vândut case, nu mai sunt case dărăpânate. Pot spune că inclusiv fiecare casă cumpărată de un timișorean sau dumneavoastră este în administrare la vecin sau în care beneficiază de un plus valoare și plus la nivelul de bunăstare s-a simțit. Da. Acum e drept că în moment, nu le poți avea pe toate. În momentul în care că unii vreau să stau liniștit, să nu fiu deranjat, deja automat, zonă turistică, cum poți să este oarecare agitație. Este oarecare agitație. Acum mai sunt și cazuri în care nu am fost niciodată fanul turismului de enduro. Avem o problemă cu partea de ATV, de motoare care și partea de zgomot, parte nu țin cont de proprietățile oamenilor, intră, distrug. Cazuri izolate, dar este suficient să ții într-o dată pe an peste o cultură, pentru că e cultura pentru un an de zile. Da, da, da. Dar din punctul meu de vedere, este plus valoare și se simte partea de turism și eu cred că va crește și mai mult valoarea în momentul în care se va finaliza drumul județean, legătura între Timiș și Caraș. Credeți că va aduce continuare? Sigur, sigur că da. Da, infrastructura e evident că ea contează. Mă bucur că această schimbare de locație a festivalului, așa cum spuneați, va contribui la dezvoltarea acelei zone. Da, pot să spun că am avut sprijinul și Consiliului Județean, este de
13 ani sunt implicat în organizare, a fost cea mai consistentă, cel mai consistent sprijin. Acum, adevărat că au și înțeles că am venit pe ceva nou și... Da, spuneți-mi, din partea mediului privat, nu s-a întâmplat niciodată să primiți sprijin pentru un astfel de eveniment? Pentru că mai până la puțin la început, la Valea lui Liman, dar după nu mai. Da. Bun, întorcându-ne la NDA Românilor de Pretutindeni, în încheiere, amintiți-ne încă o dată data, locația și să profităm de acest moment ca să putem promova... 6-7 august, cum o știe toată lumea, Valea Fărășeștiului. În încheiere, aș vrea să vă rog să faceți anumite precizări, poate pe care ați vrea să le faceți, și eu nu v-am întrebat dacă sunt lucruri despre care ați vrea să menționați în ceea ce privește turismul și poate că eu nu... Cred că am atins cam toate subiectele. Vă mulțumesc atunci pentru această discuție și vă mulțumesc și dumneavoastră și vă dăm întâlnire la următorul episod din seria de podcasturi Discover Timiș.